Cina Domnului sau Euharistia reprezintă un punct culminant în învățătura teologică, dar și în practica pe care Domnul Iisus Hristos a implementat-o înainte de moartea Sa. Cu toate acestea, pentru a înțelege mai bine actul cinei Domnului, trebuie să ne fundamentăm pe cultura vremii de atunci. Pentru a înțelege ce a însemnat felul în care Hristos a instituit cina Domnului, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. Cum ar trebui să înțelegem instituirea cinei Domnului potrivit culturii evreiești? Dacă facem apel la tradițiile iudaice care descriu modul în care evrei celebrau masa pascală sau sederul de Paște, așa cum îl numeau, observăm că ea era structurată în jurul a patru cupe sau patru pahare, fiecare dintre ele reprezentând o anumită etapă din masa pascală, așa cum este, spre exemplu, cel de-al doilea pahar, paharul proclamării, în care uh, tatăl spunea ceea ce s-a întâmplat, uh, episodul ieșirii din robia Egiptului. În uh, Contextul de atunci, Hristos cu siguranță a luat masa pascală respectând această tradiție foarte bine cunoscută. Chiar dacă ea nu este consemnată în paginile Noului Testament, cred că motivul este tocmai familiaritatea excesivă cu care uh, toți uh, erau la curent atunci. Uh, ceea ce întâlnim însă interesant este în Evanghelia după Luca faptul că în episodul cinei, uh, cea de taină, găsim două pahare menționate spre deosebire de ceilalți evangeliști. Și practic, pentru mulți comentatori, acesta este un indiciu al faptului că Luca face trimitere acolo la masa pascală iudaică pe care Isus a luat-o cu ucenicii. Dacă încercăm să identificăm care din cele patru cupe sau pahare se regăsesc în Evanghelia după Luca, observăm două dintre ele, nu știm exact care este ordinea, dar cei mai mulți comentatori sunt de părere că este vorba despre al doilea și al treilea. Deci, practic, Hristos nu termină masa de Paști, ies în grădina Ghețiman și în momentul acela al rugăciunii, el spune, Tată, dacă vrei, depărtează de la mine paharul acesta. Paharul văzut acolo ca simbol al mâniei, al judecății lui Dumnezeu, așa cum apare și în Vechiul Testament. Apoi ajungem la episodul în care lui Hristos, rostind mesetei, se oferă acel vin acrit, acel oțet, cum apare în unele traduceri, iar Hristos refuză să, să îl bea, inclusiv vinul amestecat cu smirnă ca anestezic, iar în momentul în care ajunge pe cruce, el rostește cuvintele s-a isprăvit sau s-a terminat. Putem pe considerentul acesta să considerăm că atunci Hristos termină cu adevărat masa pascală. Asta înseamnă că Hristos a instituit cina cea de taină schimbând aspecte din tradiția iudaică, înțelegând că masa pascală include acum propria lui pătimire și jertfă în ea. Și de fapt Hristos în evanghelii nu relatează nimic despre tradiția ieșirii din Egipt ci mai degrabă el vorbește despre propriile lui patim și despre propriile lui uh, suferințe în felul acesta Pavel va spune mai târziu Hristos paștele nostru sau mielul nostru a fost uh, jerfit. Uh, Hristos arată că este în continuitate cu uh, acea uh, jertfă uh, dar uh, el este desigur împlinirea uh, tuturor jertfelor care prefigurau jertfa lui finală și în felul acesta văd modul în care Hristos instituie cina Domnului pe contextul sau pe fundamentul cultural iudaic. Așadar putem concluziona că Domnul Iisus Hristos este împlinirea Vechiului Testament în litera, dar și în tipologia Lui.